Idolii se înmulțesc și oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar tu, poporule, ești chemat să-ți oțelești credința, să te alipești în totul totului tot de cel adevărat și veșnic, ca să poți rămâne în picioare prin cernerea care va veni și va încerca pe toți locuitorii pământului. Neliga rodovor fol firidare de ixtu dugușani atit. O forfotă care se va amplifica și va străpunge moștenirea celui prea înalt prin tot felul de învățături, de curente, de idei, zice Duhul Sfânt, învăscute arătător și atrăgător pentru cei ce nu și-au dobândit încă statornicia. De lergarido felinansi stigere în șerestar praes. Pentru cei ce n-au primit credința de același preț cu a sfinților, ci împletesc frica de mine, zice Domnul, cu plăcerile de o clipă ale vieții și adeseori se lasă biruiți de ele. Remina ligobera felsuși, arte încanta stai nelibera întu fiet. Verifică-ți candela și unde lemnul din vas, ca să nu te prindă miezul nopții nepregătit. Poporule, poporule, luptă fiecare în dreptul tău și al casei tale. Și altarul să fie în funcția binecuvântată. Galavere vera doribel sure șai să n-ai chenivo diverzaul, căci în vederea curățirii mai curate și a curățirii de zgură și de țărână, zice Duhul Sfânt, veți fi cernuți, trecuți prin ceea ce vă poate curăți și apropia, ca să rămână rămășița în mărturia ei, în frumusețea ei, în biruința ei, zice Duhul Sfânt. Și toiagul nelegiuirii să nu se întindă peste moștenirea celui prea înalt. Larga n-a dovid oferian surii de șterbe reglet perant. Și cei tineri și neîncercați îndeajuns să poată urma urma pașilor vizibili și să nu se rătăcească în vreun fel. Căci planurile celui viclean și tactica lui se diversifică cu arme noi și cu metode noi, zice Duhul Sfânt. Dar cel ce se alipește de mine, zice Domnul, nu va fi dezlipit, nu va fi înșelat, nu va fi biruit. Va avea lumina, va vedea ținta. Amin. Şergela braister fil gorberazute şnagelite, i se va da har la vreme de nevoie și va fi ajutat, căci gura Domnului a vorbit, zice Duhul Sfânt. Amin.